Napoli. Păi sunt din Napoli. Da, da. Dar, noastră, nu știți că Napoli face parte din Lombardia? Sigur. O să te cred. Ce mai scrie? Dar Ani sunt de când marea mă leagă de pe unde? Cum adică Ani? Doar că dar seara mi-ai vorbit prima dată. Ani? Da. Scrie acolo Ani? Da, unde aici Ani. Este o greșeală de ortografie. Am vrut să scriu un an de când. O să modific eu puțin mai încolo. Și-mi prea și mă neștiută, dar simt să ce zic, eu zic, cred că mai are voie de vreo explicație. A ta apropiere de foc e izvorul. Seniora, mai dragostea pentru dumneata mă ține aici. Ar fi și fost la Londra sau în Portugalia. Unde mă cheamă afacerile. Seniora mea dragă, mai ce te ascunde. Acest vers chiar nu mai are nevoie de nicio explicație. Dar o să aibă nevoie următorul, că nu înțeleg. Căci însuși al meu nume își află pe scritorul. Bine, am să vă spun tot adevărul. Care numele meu nu este Domn Hasdrubal din casa marchizilor de Castel Doru. Numele meu este Lugianu Pandolfi. Într-adevăr, acest sonet nu poate fi înțeles fără explicație. Poeții vorbesc de obicei la figurat. Înseamnă că ți-ai prefăcut până și numele. Aveam și o chef aseară de năzdrăvăni. Da, dimineața aceasta de ce ai chef? Dimineața aceasta aș vrea să vă spun adevărul cu toată sinceritatea. Da. Da. Sigur. Ar pentru dumneata și numai speranța că vei fi avea mă niște știi. Uite, nu mai vreau să fiu păcălită. Păcălită? Da, uite, te rog, uite, dacă ții vreau de la mine, trebuie să vorbești cu tata și dacă îți dau un țintământ, să știi că eu nu am să mă opresc. Da, vorbesc. Chiar dacă m-ai păcălit, să știi că eu nu sport pică. Uite, chiar apare tata, uite, să vorbim și cu el. Da, el este. Intră în casă. Da, trebuie să-ți spun, tata. Intră în casă, nu mă scoate de să-i trebuie să mă retrag. Sonetul ăla m-a băgat într-o mare încurcătură. Dacă știa, nu mai spunea chiar. Acum gata. M-am descurcat. Ce? Se vede cât de acolo cu mare senior. Deși mi se pare puțin cam peste vechi. Acum a venit momentul să-l îl vrăjesc și să-l pun la zid și pe el. Ăsta mă plâng. Domnul doctor, sluga dumneavoastră. Cu cea mai plecată referență. Sunteți dumneavoastră tatăl Rosaurei? Tocmai. Mă bucur din toată inima să vă cunosc, domnul doctor. Sunteți mult prea amabil. Domnule doctor, eu sunt genul de om care vă spun tot ce am pe suflet. Așa, ca să nu mă alungim povestea, am să vă spun scurt și la obiect. Eu o iubesc pe Rosaura și o vreau de soție. Bravo, domnule. Așa îmi place și mie. Laconic. Iar eu vă răspund că îmi faceți o cinste pe care nu o merit. Și că vă dau nespus de bucuros dacă veți binevoi să-mi arătați cuvenitele atestate ale stării dumneavoastră civile. Bineînțeles, o să vi le arăt de îndată, dar să vă spun și numele meu adevărat, imediat ce veți da mâna Rosaurei. Păi, nu sunteți dumneavoastră marchizul Hasdrubal? Ba da, acum nu mai sunt. Te-am prins!
Trebuie să dai socoteală, că nu ce-ai născut și pe seama precurioții celor două fiice. Lasă-mi. Cum? Vorbește astfel unui marchiz? Marchiz? De unde și până unde? Ăsta-i Lelio, băiatul pantalone. Ei, drăcie! Ce mi-ai dat să aud? La ce contează care mi-e numele? Tu contează care mi-e. Dumneata mai căuta motive ca să te bați cu mine. Lăsați-mă! Oprește-ți mine! Mă vă ținit să vă ascult. Mai mă vină și altă rată. Da, da, oricând. Dacă vrei să te bați cu mine, mă cauți. Strașnic marchiz. Cavalerul napoletan. Seniorul plin de titluri. Ex-crocule! Litigatule! Mincinosule! Este matul la Otavio. S-a pus pe capul meu. Mă jur pe cea mai sfânt că spada asta o să-l facă să regrete că m-a insultat. A, ce face stăpâne cu spada asta? M-am bătut cu Otavio. O oră m-am bătut cu el. Și ce ați făcut? Cum s-a terminat? L-am ucis, l-am străpuns într-o secundă. Nu spuneți, o fi și murit. Normal, nu mai și întreb. Nu mai e. Stăpâne, unde e cadavrul? L-au dus de aici. Am ucis niște răsări. Bravo! Sunteți un om și jumătate. Nu mi-ai dat satisfac, te aștept mâine, vinți la ciubec. Stăpâne, mortul? Unda! Mânia, cred că m-a vorbit și l-am ucis pe altul în locul lui. Cred că l-ați ucis cu spada unei flori de spirit. Sigur. Vă cunosc deja. Rivalul acesta v-a nimerit cum nu se putea mai bine. Dar dibăcia dumneavoastră, agerimea minții, spețimea, întrec orice întâmplare, oricât de neobișnuit ar fi. Când o fi să muriți, să rugați pe testament să treacă următoarele versuri. Eu le-am făcut zilele trecute. Ia uimește. Aici Lelio zace, cel însemnat de soartă, ce pe oricine vrând mereu să păcălească. Nici chiar așa nu fă tu. Pe valuri de minciuni el sufletul își poartă și nimeni n-ar putea minciuni ca el să nască. Chiar mort aici în groapă cu proprii ochi de-l vezi, tu trecător te înșel de mort îl crezi. Și scrieți jos versuri făcute de un anonim pe nume Alechino. Signor Florindo! Ce păstrăvă? Tocmai vă căutam. Ce vă ajuns? I-ați vorbit? I-ați mărturisit seniore Rosaura? Nu, după soareța mai văzut-o. Dar de ce? Putem să nu fie prea trăs. De ce? Pentru că un oarecare ex-croc, mincinos și șarlatan, i-a pus de rău. Ăsta-i marchizul? E marchizul ăla nenorocit! Chiar el! Să fac ceva! Aflați că m-am întâlnit cu servitorul lui, care mi-e contentul. Așa. Și cum e ca în gură spartă, mi-a spus totul. Ce? Aflați că s-a dat față de seniora Rosaura, drept autorul sonetului. Da. Și a băgat în cap tot felul de bazaconii. Una mai grozavă ca alta. Dumneavoastră cheltuiți, iar el profită. Dumneavoastră tăceți, iar el vorbește. Dumneavoastră oftați, iar el își bate joc. El are să aibă parte de ea, iar dumneavoastră o să rămâneți cu buzele umflate. Nu spui niște lucruri îngrozitoare. Păi trebuie să vă hotărâți odată. Ori îi vorbiți, ori vă lasă sună de. I-aș vorbi bucuros, dar n-am curajul. De ce nu vorbesc cu tatăl ei? Mă sfiesc să o fac pe fața lui. Sunați un prieten. Nu
vorbim! Unui servitor ca mine nu se cade să se amestece în astfel de treburi. Și ce fac atunci? Ce fac? Sfătuiește-mă! Haide, hai în casă să căutăm calea cea mai ușoră și cea mai potrivită. Dacă o pierdem, o să am rămas nedisperat. Păi, ca să nu o pierdeți, trebuie să trejezi imediat la fapte. Și să mai pierdem. Hai, hai. N-am să uit niciodată, dacă mă stor cu Rosara, n-am să uit niciodată că dragostei tale îi datoresc cea mai mare fericire a vieții mele. Hai să mergem, hai să vorbesc. E, cine știe dacă își va mai aduce aminte de mine. Da, nu contează. Îi vreau binele și o fac din toată inima. Persoană vreau să mă duc să pun scrisoarea la poștă. Nu vreau să uite servitorul. Nu vreau să lipsească de la datoria mea față de senior Policarp. Dar mare zăpăcit, mare nenorocit mai e și fiul ăsta al meu. E sura și se ține de dragoste. Vrea să o îmbrobodească pe fata doctorului. Așa îmi trebuie dacă l-am trimis la Napoli. Dacă ar fi crescut sub ochii mei, cum s-ar fi întâmplat una ca asta. Dar las. Poate fi el oricât de mare și oricât de grozav, ba chiar și însurat. Am să-i vin eu de hac. Doctor are dreptate. Trebuie să-i dau oarecare satisfacție. Auzi, zăpăcitul. Marchiz de Casteldoro. Serenade. Mese. Și mai ales să sporovăiască despre cinstea unei case. Are să aibă de-a face cu mine. Dar acum mă grăbesc să merg să pun scrisoarea și pe urmă mai stăm noi de vorbă. Da? Intră? Sigur, Pantanone. Bună seara. Bună seara. Vă rog. Am o scrisoare pentru asta. Unde, vă rog? Scrisoare. De unde? A venit cu poșta de la Roma. Trebuie să fie de la Napoli. Cât vă datorez? 30 de bani, desigur. 30 de bani? Ține 30 de bani. Foarte mulțumesc. Și pare o plată. Ca și preț. Mai am o întrebare. Ia spune. Caut și pe un domn Lelio Bisonosi. Cunoașteți? Ați nimerit cât se poate de bine. Foarte bine. Uitați, am și pentru o scrisoare. Mulțumesc, este fiul meu. 7 bani, vă rog. Și pentru asta? Păi, două scrisoare, două bani. Două scrisoare. Ține 10 bani. Foarte mulțumesc. Sluga mea. Așa, pentru că ați depus eforturi. Mulțumesc. Ia să vedem. Scrie scrisoare. Asta este a mea. Preastimatul meu domn. Am scris două scrisori pe adresa seniorului Lelio, fiul dumneavoastră, și neavând niciun răspuns, fiul meu s-a oprit la Roma, iar cele două scrisori probabil că au rămas la poștă. M-am hotărât să vă adresez prezenta scrisoare dumneavoastră, temându-mă sau că el n-a ajuns încă, sau că e bolnav. Senior Lelio m-a rugat săruitor pe mine ca bun prieten să-i procur un atestat că n-a fost niciodată căsătorit. Prea se căsători în altă parte. Asta e bună. Parcă era însurat. Așa știți și voi, nu? Să vedem mai departe. Așa că împreună cu prietenul nostru comun, Nicoluce, am obținut atestatul precum că e liber și pe care, ca să nu se pierdă, vi-l trimit dumneavoastră aici alăturat, autentic și legalizat.
Domnul s-a însurat și are și atestat. E adevărată minune că Lelio se întoarce acasă fără lanțurile căsătoriei după infinite pericole în care s-a aflat din pricina inimii sale prea bune, dar și eu pot să mă laud ca bun prieten că l-am scos din mii de încurcături, așa că a plecat din Napoli liber și fără nicio cătușă, care, fapt care va fi plăcut pentru dumneavoastră, putându-i găsi acolo un rost cât mai bun și pe placul lui. Rămân al dumneavoastră. Dar ce a avut? Lelio nu este însurat. Era anticipat constant. Se mai devreme se pare că este cât se poate de autentic. Ori este fals, ori Lelio a născut și povestea asta. Dar poate aflăm ceva mai mult din cealaltă scrisoare. O să caut. Da. Tocmai te căutam. Fiule! Vii tocmai la timp. Știu. Ia spune. Cunoști pe un oarecare senior Masaniello Capezzali? Da. Îl cunosc destul de bine. O să spui despre el că este un om cinstit și sincer? Asta am cunoscut toate năzdrăvăniile. Pe când excesiva tate că... Iar... Da, tatăl cunosc. De fapt, nu-l cunosc. Nu-l cunosc. A murit. A murit? Da. A murit, fiule? Da. E, nu mai spune. Fiule, permite să-ți dau oarecare mângâiere, așa, ca de la tată la fiu. Află că... Scumpul tău, prieten Masaniello, ce crezi? A înviat! Tată, n-are cum tată. Știu sigur că a murit. E, nu este acesta scrisul lui? Nu e. Nu e scrisul lui? Nu e, dacă a murit. Sigur că nu este scrisul lui? Dă să mă uit odată. Nu e ta. Atestatul ăsta e fals? Ori Lelio e regele mincinoșilor. Dar aici trebuie diplomație ca să aflăm adevărul. Și spuneai că nu este adevărat atestat. Nu? E, ia spune-mi tu mie atunci ce ai făcut doctorului Balanzo. Lui? Lui! Ce zi fac domnul doctor? Dar fetei lui? Aoleu, acolo tată e altă poveste. Ea m-a fermecat. E, nu mai spune. Cred că mi-a făcut și vrăji. E, dar cum vine asta? Tată. Fiule. O să-ți povestesc. Ieri pe serate, o vedeam eu liniștit de drum. Așa. Ea m-a zărit. Cred că s-a îndrăgostit de acel ceva ce am eu, de care se îndrăgostesc toate. Ai ceva! Ai ceva! Și m-a salutat cu un suspin. Eu, tată, care leșin imediat când o femeie suspinând după mine, un domn ce sunt, am oprit ca să o salut. Fiule? Știi ce s-a întâmplat? Nu știu, dar îmi vei spune cu siguranță. Ochii mei s-au întâlnit cu ochii ei și din momentul ăla eu nu mi-am mai putut reveni. E, nu mai spune. Fiule, dar le dai gata pe toate, te bate din palme. Așa spune-mi. Și tu i-ai făcut acea minunată serenadă despre care se vorbește? Ei, am făcut serenadă. Serenadă. A, n-ai fost tu? La fel, mergeam pe stradă și m-am oprit și eu să văd o serenadă. Ghi ce s-a întâmplat? Ea a crezut că eu am cântat-o și eu am lăsat-o să creadă că e adevărat. Și tu ai lăsat-o să creadă? Nici măcar nu sunt romantic. Ești român, dar nu se ne pune. Și ia spune, tu care ai scornit povestea aia că după serenadă te-ai dus în casa fetei? Da, tu, acolo chiar am fost. Am mâncat și am băut toată noaptea. Aaa,
Ai și mâncat, ai și băut. Și tu găsești că îi stă bine unui bărbat în sura să facă una acasă? La ce am făcut, dar am mâncat și am băut. Care poate să zic că ești însurat? Da, nu, nu. Eu însurat? Tu, așa mi-ai spus. Nu știu, n-am mai vorbit cu soția mea de... de peste două luni. Ea înainte scrie pe scrisoare în fiecare zi. Da, da? Da, acum o știu. Ia spune, tu știi cine-i? Seniora Bosaura, în casa căreia... Bosaura? Ai cinat și căreia ai făcut acea minunată serenadă? Știu, este fata domnului doctor. Exact. Este fata doctorului Balanzoni. Este cea pe care azi dimineață ți-am propus-o de nevastă. Pe ea? Da, pe ea. Ei, ce zici? Dacă ai fi liber, ai lua-o cu dragă inima? Normal. Dar ești însurat. Ai sunt însurat? Nu sunt, domne, tu te-am spus că nu am mai vorbit cu fosta mea soție de două luni. Deja e fost. Cum aș? Când mi-a mai scris nimic? Deci dacă n-ai mai scris, asta înseamnă că e fostă? E cam unul. Asta e speranță de om smintit? Bagă bine de seamă. Eu la Rosaura se consideră singură. Și ca să-i dau satisfacție doctorului Balanzoni, te trimit înapoi la Napoli. Nu, nu mai plec, nici bătut nu mai plec de aici. Dar de ce? Pentru că nu mă mai pot dezlipi de Rosaura. Auzi, da, tu câte neveste vrei să ai? 7 ca la turci? Una, tată. Una mi-ajunge. Corect, una. O ai pe stelea? Briseide. M-a uitat de-a tată, Briseide, Briseide. Nu așa o cheamă, fiule? Nici mă știu. Poftim, cred că nu te-am auzit? Tată, am greșit și îți cer iertare. Ai greșit. Îți cer iertare din nou, de tot de 1000 de ori. Banda asta mai auzit. De data asta ce s-a mai întâmplat? Ce este întâmplat, tată? Te-am mințit. Lisei de să zic născocirea mea. Eu chiar nu sunt însurat. Te-am mințit. Bravo, senior! Bravo! Frumos să-ți ceadă să îmbrobadești așa pe bietul tău, tată. Ridică-te, mincinosule! Îmi dai înțelege că te-ai însurat la Napoli. Scos ca din cutie pe seniora Briseide, senior Policarpio. Ceasornicul deșteptător, pistoalele! Sau mai mult îți permis să-mi spor și lacrimi de emoție pentru o noră închipuită și un nepot născocit. V-am vrea să-i scriu și o scrisoare sucrului care ar fi rămas pe vecie la poșta din Napoli. Nu uite așa. De unde atâtea blestemate bazaconi? De unde atâtea nenorocite minciuni? Ești nedemn! Să port cinstitul nume de Bisonosi. Da. De unde? Mă fac să-mi fie rușine. Mă fac să-mi fie rușine, dar eu n-am știut că tu vrei să-mi dai mie pe Rosaura de soție. Dacă știam, nu mai spuneam nicio minciună. Din cauza ei am început să mint. Acum te pomenești că Rosaura e de... Dacă într-adevăr te-ai căit, n-aș mai spune nimic!
Dar tare mi-e teamă să nu fii decât un mincinos! Tată, ia zis. S-o faci și mai devaie pe pintor. Eu nu sunt mincinos, ta. No. Detest minciunile. Te cred. Și detest toți mincinoșii. Uite, nu mai pot să stau fără Rosaura. Chiar mai devreme, din cauza unei excesive tulburări, era să fac stopări de acolo. Asta e chiar comorat! Nu e, tată, era să mă uiară. A doua! Ești sigur? Erai să mă... Hai-ți revenit, sărăcuțul de tine. Mi-e tare milă de tine. Dar... dacă aș mai fi avea încredere în tine, poate că te-aș consola cu ceva. Dar mă cam tem. Te tem, nu te teme, tată, de nimic. Nu? Nu. Aia spune. Ești sigur că nu te-ai însurat? Eu nu m-am însurat, tată, cu nimeni. Și n-ai nicio obligație față de nicio femeie? Nu. Nici la Napoli, nici în afară de Napoli nu te-ai însurat? Nicăieri. O să ai atestat că ești liber? Am. Ai? Da. Salut. Adică n-am. Îl aștept să vină. Ai sau nu ai? N-am, dar l-aștept să vină. Adică am, dar l-aștept să vină. Și dacă ar fi sosit, te-ai bucura? O, dar cum să nu? Și mâine mă aduce să mă însor cu Rosaura. A, da? Da. Ia să vedem, fiul. Ce-o mai scoate de fapt? Sper să nu fie iar vreo surpriză, cum am venit. Știi ce este asta? Tată, te iubesc, tată! Ei, nu mai spune. Este atestatul meu că sunt liber și nu sunt însurat. Și mai să nu fie fax. Nu să fie fax, tată, iar să mă uită. Vezi aici autentificarea? Da, într-adevăr, pare că se poate vedea. Și sigile sunt originale. Mm. Care va să zică nu te-ai furat. Nu, da. Mm-hmm. Că ai și atestat. Am. Dar cele două ori și ceva pe care le-ai petrecut la Roma? Tată, aici, nu mai între noi doi. Nu trebuie să afle nimeni că eu de la Napoli n-am venit de la Veneția și că am mai stat două luni, două zile la Roma. Hai, da. Parcă ne-am înțeles că nu mai spui nicio minciună. Tata, suntem între noi și asta nu e minciună. Asta este un alt mod de a rezolva lucrurile. Și nu se pune la categoria minciună. Taci, neisprăvitule! Iar începe. Am să vorbesc cu doctorul. Vorbește cu doctorul. Și pe urmă vom mai vedea. Am o scrisoare pe care mi-a dat-o poștașul. Nu mai scrisori. Bine că e, că sunt liber. Sunt fel. Ia zi, tata. Ce e aici? Ce mai? Scrisoarea asta nu e pentru mine. Nu e pentru tine? Mm-hmm. Dar unde vreau să o citesc eu? Da, dacă nu e pentru mine, nu e nici pentru tine. Vă permite să o citesc eu, dacă nu e pentru tine. Da, tată, știi că de obicei când găsești o scrisoare și nici a cui este... Am desfăcut-o. O sigilă și o pui la loc. Acum poți să citesc, da? Nu. E, am să citesc. Zice așa. Prea scumpul meu soț. Vezi că repede pentru mine. Mai devreme ai avut atestatul că sunt liber. Da, zice așa. Ilustrisimului senior Lelio Bisonosi. Veneția. Ai, ilustrisimul Lelio? Da. Păi vezi că nu e pentru mine. Păi cum așa? Păi ce, eu sunt ilustrisim? Hai, lasă, că în ziua de astăzi sticlurile nu mai fac nici două parale. Dar dacă ar fi după tine, nu te sfii să te dai drept altețe. Dar hai să vedem mai departe. Zice așa, prea credincioasa ta soție, Cleonis Anseli. Apar n-am cine e această doamnă. Deci nu o cunoști. Am văzut o viață, nu. Dacă nu o cunoști, citi mai departe și poate aflăm în ceva mai mult. Plecarea ta din Roma m-a lăsat într-o groaznică melancolie. Căci deși mi-ai făgăduit să mă iei cu tine la Veneția, ai plecat pe neașteptat.
Ia-ți! Pe citate, sunt singurul om care plec din Roma către Veneția? Ai dreptate. Zice mai departe. Adu-ți aminte că mi-ai acordat încrederea ca soție. Nu mai minți, nu? Păi cum dată? Nici nu sunt însurat. Da. Ia dreptate, dacă ai atestat. Nu mai este văzut. Dacă cumva ai de gând să-ți bagi joc de mine, află că oriunde te vei afla, voi ști să-mi fac dreptate. Dreptate, zice. E clar. Vreo nenorocită abandonată. Acest Lelio Bisonosi trebuie să fie o mare secătură. Da, și împătează și mie numele. Un om atât de sincer și onest. Să auzim sfârșit. Dacă nu mă iei lângă tine și nu hotărăști să ne căsătorim, am să pun pe cineva cu trecere să-i scrie lui senior pantalone. Tatăl dumneavoastră. Ia, să-l chemi ca pe tata. Știu că senior Pantalone este un onorabil, normal, adică... neguțător venețian. Tot mai bine. Tot mai rău. Și cu toate că ai fost crescut la Napoli, de fratele lui, te iubește și nu o să lase inima să te vadă în pușcărie atunci când am să fiu nevoită să reclam banii pe care i-ai luat în contul zese. Și aud? Tată, asta-i farsa unui prieten. Fars. Fars? A unui prieten. Și știu și cine este autorul. Tatăl prieten. Dacă tu consideri asta o farsă, află ce am să spun eu cu toată seriozitatea. Nu mai pui piciorul în această casă. Am să-ți dau ce ți se cuvine. Te întorci la Roma și ții cuvântul dat. Hai să te întorci și hai să ții cuvântul dat. Pleacă din casa mea! Mincinos, nerolocit! Mincinos, infant! Plec.